Eu am avut, din punctul ăsta de vedere, o experiență extraordinară, covârșitoare, cu tatăl meu, pe care l-am însoțit în clipa trecerii. Și cu ceva vreme înainte, discutând noi seara, obișnuiam să rămânem în bucătărie după ce toată lumea se retrăgea și mai discutam despre una, despre alta. Eu i-am spus, zici, știi ce cred eu? Că omul în starea lui pământească este doar pupa unui fluture care care încă nu s-a încă născut. nu s-a născut și care va apărea nu știm când, unde și în ce condiții. Tata a fost extraordinar de impresionat de ideea mea, zis, este genială, este extraordinar, nu știu ce, așa trebuie să fie, mă rog. Și la câtva timp după ce el a murit, era ziua când i se făcea parastasul de 40 de zile la Câineni, unde e îngropat, mă aflam la Râmnic, la mine în 1 mai, lângă podul Vinerii Mari. Și era ziua de 10 decembrie, țin minte foarte bine, iarnă, în plină iarnă, iar eu n-am putut să mă duc la acel parastas, pentru că aveam ședință de partid. Și ni se spusese, era ceva foarte important de discutat, să nu cumva să lipsească cineva, și atunci nu m-am dus. Stăteam rezemat de balustrada podului, foarte trist de această împrejurare, și deodată am simțit că mă gâdilă ceva pe mână. M-am întors și pe mâna mea se așezase un fluture. Incredibil. Un fluture mare, multicolor, cu care m-am privit câteva secunde, după care el s-a ridicat și a luat zborul și a dispărut spre nord. E, poate să fie, cum să spun, o întâmplare, una din întâmplările miraculoase Să fie ale vieții. la ce Dar concluzie ați dacă ajuns? este... A fost o iluzie optică și A, tactilă nu, sau în niciun caz. era real? Este absolut În reală. decembrie? În Un decembrie, fluture în decembrie? da, tocmai de asta n-am putut să-mi explic. A fost o chestie absolut reală. Și